Despre domnișoara pe care vrem să o descoperim în continuare, putem să îi spunem că nu este frică să experimenteze și să încerce ceva nou aici, în Moldova. De ce spunem asta? Pentru că a fost plecată cu familia în America pentru mai bine de 8 ani. Astăzi o cunoaștem împreună pe tânăra Jessica Sârbu. Ea este Jessica Sârbu. Tânăra a locuit mai bine de 8 ani în Statele Unite ale Americii. S-a afirmat acolo ca o elevă talentată și ambițioasă, participând la diverse activități școlare și extracurriculare. Dacă îmi place ceea ce fac, întotdeauna reușesc. Îmi place să cânt, să dansez, să fac modeling, să practic sportul și să particip în concursuri, evenimente în afara școlii și în școală. Este foarte greu să reușesc, dar cred că totul este ok. O fi el acum ok, dar acomodarea la stilul de viață și studii din Republica Moldova i-a dat mari bătăi de cap Jessica-i. Chiar și graiul nostru mioritic i-a creat multe probleme. A fost foarte greu când am venit în Moldova. Totul a fost diferit și vroiam foarte tare să revin în America. Eu nu vorbeam în limba română și mi-era foarte greu să comunic, să fiu activă în clasă. Rugam pe părinții mei și noi am decis că, da, o să plecăm, dar când noi am auzit că este o școală internațională, și noi am decis să mai stăm în Moldova. Combinând utilul cu plăcutul, la doar 11 ani, Jessica a participat la primul ei maraton. Deși nu a fost deloc ușor, pentru ea nimic nu este imposibil. Cel mai mult a fost 12 km. A fost greu, distanța a fost destul de lungă, dar mi-a plăcut. Pentru că când eu alerg, eu nu mă gândesc că, eu sunt foarte obosită. Eu mă gândesc la, nu știu, la altceva despre viața mea. Jessica este implicată în câteva proiecte internaționale și se pare că lista performanțelor nu se încheie aici. Și acum eu particip în două proiecte oficiale, Harvesting Humanities și United Nations Moldova. Și acum noi progresăm. Îmi place foarte mult tot ceea ce fac. Și acum încă nu știu la ce să fac în viitor. Vreau să încerc mai multe lucruri în viață și, de exemplu, să scriu versuri pentru cântece sau să alerg cântând sau... Da. Orice ar face, suntem siguri că tânăra va reuși și asta ne demonstrează prin fiecare activitate pe care o are deja. Jessica este și în aceste momente pe canapeaua Vorbelor Bune, așa că o salut, nici nu știu cum, în hello sau salut. Hello. De fapt, chiar îți este destul de greu să vorbești română pentru că tu faci și școala în limba engleză. Da, este foarte greu. Am stat în America de 8 ani și, da, mi-este foarte greu. Dar unde te-ai născut? Te-ai născut în Moldova? Da, m-am născut în Moldova. Și ați plecat cu familia și îmi dau seama că momentul revenirii acasă a fost unul destul de greu de decis. Cine din familia voastră a decis că totuși trebuie să vă întoarceți acasă? Cred că noi toți am decis, pentru că noi am stat foarte mult în America și vreau să vedem cum va fi viața în Moldova. Noi am vizitat, am mai stat și mi-a plăcut foarte mult. A fost... greu de adaptat, dar îmi place foarte mult școala și toate șansele care le am. Așa, acasă, vorbești în limba română cu părinții sau în engleză la fel? Eu cu părinții vorbesc în limba română, dar cu fratele eu vorbesc în engleză, pentru că el a fost născut în United States. Așa, da. Și româna so-so o cunoaște, da? Sau el deloc? Deloc nu cunoaște limba română. Așa, știu că ești implicată în multe proiecte, îți place așa să nu stai pe loc. Ce mai faci pe lângă școală și muzică? Pentru că, de fapt, fata asta a venit în seara asta să ne cânte. Ce proiecte mai ai?
Îmi place să cânt, să dansez, să fac modeling și să practic sportul. Și în general îmi place să particip în toate evenimentele, concursurile care sunt academice și non-educative. Așa sunt eu. Așa, ești peste tot și peste toate. Avem în aceste clipe niște imagini cu toate trofeele, diplomele sau realizările pe care le ai tu. În ce domenii sunt? Și modeling, ia uite, și scris. Da, eu am participat în Black Sea Schools Writing Competition, în care am câștigat primul loc în școala mea, dar peste toată lumea, al doilea loc. Așa, pe plan mondial, al doilea loc. Și ce ai făcut? Ai scris ceva? Probabil. Da, tematica a fost că să scriem o poveste foarte interesantă despre un impostor, sau cum să spun. Titlul a fost Impostor și trebuiam noi să... Să duceți mai departe din acest cuvânt, să faceți de fapt o poveste. Deci, scrii, faci modeling, particip la maratoane și faci muzică. Da. Muzică de când ai început să faci? Eu, când am fost în America, am avut un vis că să fac ceva legat de muzică. Acolo era mai ușor decât Moldova, cred că. Chiar mi-era mai greu, că nu știam cum să încep. Lumea a fost foarte mare și mi-era foarte greu. Dar când am venit în Moldova, am văzut că... știu cum să încep, dacă pot să zic așa. Am început să fac club de cantul la școală. În America noi n-am avut așa ceva. Și am făcut club de canto de 4 ani și acum am lăsat două piese noi. Așa, piesele ți le-ai scris singură? Că dacă tot ești bună la scris? Eu doresc în viitor să scriu și piesele mele, dar acum eu colaborez cu Nathan. Îmi pare bine că lucrez cu el. El îmi compune versurile și muzica și sunt foarte mulțumită pentru munca lui depusă. Așa, ai realizat și un videoclip. Da, am videoclipul este foarte colorat și energetic, stil de dans și sunt foarte mulțumită pentru că Mariana Moisenko, directoarea, a introdus foarte multe idei noi și concepte interesante și noi, pentru videoclip, noi suntem o echipă foarte mare și puternică și împreună noi am muncit și avem un rezultat, cred că, bun, frumos. Eu zic să vedem și noi rezultatul, dar să te vedem și pe tine cântând, pentru că este una dintre primele tale apariții la TV, din câte îmi dau seama. Ai mai fost pe la televiziune, da? Ai mai fost, da. Înseamnă că știi cum se lucrează cu camerele, știi că trebuie să zâmbești acolo unde este becușorul roșu. Nouă ne place să descoperim talente, asta v-am zis. O vedem în aceste clipe pe Jessica. O să cânte, o să danseze, pentru că le știi pe toate. Uite aici, uite aici, draga mea. Uite, scena noastră, camerele noastre și telespectatorii Vorbelor Bune abia așteaptă să te audă. Although I've had it all today, I keep on turning night to day. Just me and my phone.
Dancing on my own.